Salut, Andrei, și vreau să mai povestesc ceva acum, ce mi-a arătat Dumnezeu odată, și eu am făcut, și mi-a explicat niște lucruri și vreau să le dau mai departe. A fost, cred că, acum aproape vreo 3 ani de zile. Am ieșit cu Sorina afară și am zis, na, Doamne, arată-mi unde să mergem. Deci e un pic despre călăuzire, cum să mergi exact unde știi că trebuie să mergi. Așa, și am plecat în oraș, ne-am dus și am dat de câțiva oameni pe drum și cu cât vorbeam mai mult cu ei și cu cât ne rugam mai mult pentru mai mulți, cu atâta simțeam că prezența lui Dumnezeu era tot mai mare în mine. Adică mă umpleam de Duhul Sfânt, că ăsta e un mod prin sigur și garantat și nu știu cum zic, autosuficient, să zic așa, adică n-ai nevoie de altcineva, n-ai nevoie de nimeni, doar de tine și de Dumnezeu, să te umpli de Duhul Sfânt. Când dai afară, te umpli și tu, pentru că dat-o afară, să zic așa, să dai pe altcineva, să te rogi pe altcineva, implică faptul că tu ai. Și, iar, mulți cred că nu au și atunci nu dau și atunci și puținul care îl au îl pierd și se sting complet și devin complet, stinși, uscați, nu știu, cum vreți. Că-i foc, că-i râuri de apă, na, în fine, fiecare cum are terminologiile lui. În fine, deci, ideea, m-am dus și am ajuns, nu știu, cam deja eram cam de o oră afară și am mers și am văzut în depărtare pe cineva și când mă uitam la el, parcă simțeam așa că era tot așa, nu știu, parcă, nu știu cum să zic, parcă vedeam linii așa în fața ochilor așa și de sus în jos cumva așa albe, dar nu vedeam neapărat, nu știu cum să zic, cine ești, na, nu știu, dacă cineva a experimentat chestia asta, știe la ce mă refer, nu pot să fac doctrină din experiențe, văd dacă experiențele aduc rod și nu depășesc Biblia și atunci mă încred în ele, dar dacă depășesc Biblia și sau doar anumite chestii din Biblie, atunci nu fac doctrină pe ele și oricum nu fac doctrină pe experiențele mele, doar am văzut că povestindu-le, unii oameni încep și au și experiențele astea și Dumnezeu le deschide anumite părți din ei care până atunci nu erau deschise și Dumnezeu poate să-ți dea și ție dacă auzi, pentru că credința vine prin auzire și dacă auzi, atunci ți-e mai ușor să te gândești, mă, înseamnă că pot și eu. Și atunci asta trebuie să te motiveze, Doamne, arată-mi și mie, dă-mi și mie, vreau și eu, și așa mai departe. Și pe mine m-a ajutat foarte mult să aud, am ascultat foarte multe mărturii, tot felul de chestii și auzeam și eram, ăla nu-i cu nimic mai special pentru nici eu nu-s cu nimic mai special și atunci înseamnă că și eu pot. Doamne, dă-mi și mie și ce necesită din partea noastră să mergem să facem? Pentru că dacă dă Dumnezeu ceva, nu înseamnă că trebuie să simți neapărat sau să știi sau nu știu ce. Nu. Trebuie să activezi în tine, în credință. Și asta te implică pe tine în a merge și a face ceva. Deci de aia zic că dacă nu mergi să faci nimic, nu te aștepta să vezi pe Dumnezeu să mute munții în viața ta sau în al altora. Deci asta e toată ideea. Nu o să fie nimeni crescut să poată să meargă să facă lucrurile de la început. Am mai zis asta, nu trebuie să ne așteptăm să fim super nu știu ce ca să mergem să facem ceva pentru Dumnezeu. Putem să facem așa cum suntem ceva. Am video cu talanții și revelația care mi-a dat Dumnezeu și zic că e importantă. Și m-am dus către el și am zis, Doamne, trebuie să mă duc, nu trebuie să mă duc, nu știu, dar deci mă uitam în altă parte și nu vedeam chestia aia. Și când mă îndreptam cu privirea către el, parcă așa așa, era totul super accentuat și super, nu știu, parcă era rezoluție mai mare la cum vedeam, așa, parcă vedeam și mai bine, nu știu cum să zic. Deci știam că Duhul din mine, Duhul Sfânt din mine, una cu Duhul meu, vedeam în Duhul, îl vedeam și în Duhul și vedeam cărare, să zic așa, către El în Duhul. Na, asta e iar un mod prin care mi-a arătat Dumnezeu unde să mă duc și încotro să mă duc. Pur și simplu mă uit și văd anumite persoane sau anumite lucruri sau anumite locuri, le văd așa accentuate și știu na ceva e cu chestia aia și atunci să spun zuroc. Și mă duc la el, mergem la el, era în scaun cu rotile, era pe stradă, avea două cârje lângă el, era urinat pe el, mirosea puțin alcool, mirosea nu tare, cred că, sau nu știu, ăsta nu cred că mirosea alcool, nu. Dar mirosea urât. Na. Și era în mijlocul trotuarului, în centru. Deci o priveliște frumoasă. Glumesc, na, nu fac mișto. Adică lumea trecea pe lângă el ca și cum nu exista. Deci aia vreau să zic. Și am mers la el
și i-am dat vreo 15 lei, cred că cât aveam, cât mai aveam, că de aia zic că a fost, nu știu câte lei care am ajuns de el, și i-am dat bani și după aia l-am întrebat că ce are de în scaun cu rotile. Deci asta a fost pe la început, când am început să ne rugăm pentru oameni, pentru vindecare, când am început să ne rugăm pentru ei. Că de rugat pentru oameni am început destul de mult timp să facem asta și văzând roade, am continuat și am crescut și am văzut tot mai multe lucruri tot mai faine. Așa, și am o zis care e diabet, mi se pare. Parcă o zis care e diabet, da, și picioarele sunt așa și, na, nu mai știu dacă ăsta trebuia să-i taie piciorul sau nu, că a mai dat de mai mult. În fine, și am mers lângă el aproape și am, nici nu i-am zis nimic, de data asta nu i-am zis nimic, n-am mai întrebat că, și o zis am diabet, nu știu, și atunci am pus mâna pe picioarele lui, am pus mâinile pe picioarele lui. Și am zis, Tată Sfânt, în numele Lui Iisus, mulțumim, binecuvintează-l, toarnă peste el, diabet, ieși afară. Și a început omul ăsta să plângă în ultimul hal, deci în mijlocul drumului, în mijlocul centrului acolo a început. Doamne, nu, nu, și striga și zicea, îți mulțumesc, Doamne, că i-ai trimis, îți mulțumesc, Doamne, că i-ai trimis. Și ne rugam amândoi acolo, ne rugam să binecuvinteze Dumnezeu, turnam pe el și l-auzeam că zicea chestia asta și gândeam ce i-am trimis sau de ce tot zice chestia asta. Și mi zice Duhul Sfânt atunci, s-o rugat să-i arăt un semn sau să trimit pe cineva. Și eram, bă, nu cred. Și m-a încurajat asta de numai că am înțeles că sunt oameni care chiar se roagă să primească ceva de la Dumnezeu tangibil. Na, eu cel puțin m-am rugat mult la început pentru tot felul de semne să-mi dea arătă Dumnezeu, până am început să învăț să-L aud și am început să învăț ce să fac ca să-L aud mai bine. Și asta e unul din lucrurile care te face să-L aud mai bine pe Dumnezeu, să nu te mai gândești la tine și să te duci la alții. Și să te duci în special la oamenii care nu merge nimeni. Mizeria, să zic așa, ci deasupra ta, ce te desparte Dumnezeu, ne zice, păcatele noastre au pus un zid de despărțire, cumva Dumnezeu își extinde harul și mai mult pentru că tu faci acțiunea harului, să zic așa, mergi unde nu merită. Și mai departe. Și când faci asta, Dumnezeu îți extinde și ție harul. Și ți-e mult mai ușor să primești răspunsul, ți-e mult mai ușor. Am un video despre post în care vorbesc despre asta și vorbesc despre postul din Isaia 58 și eu l-am învățat, am învățat să-l aplic și am văzut ce rezultate incredibil de puternice are și e o armă puternică în luptă spirituală și te rafinează și te crește Dumnezeu dacă faci chestia aia în ultimul hal. Și eu de-aia încurajez foarte mult în videouri despre subiectul ăsta, despre ajutat și de mers la oameni la care nu merge nimeni, săraci și mai departe, în tot fel de condiții, din cauza că e foarte, foarte puternic. Și e ceva plăcut lui Dumnezeu și e voia lui Dumnezeu să facem asta. Și mi-a arătat Dumnezeu clar, de atunci am zis, na, fiu, așa de fain a fost, l-am îmbrățișat, ne-am rugat pentru el, s-a rugat și el cu noi, i-am zis, se roage pentru iertarea păcatelor, mi-a explicat și nu știu ce și nu știu cum. Și mi-a arătat Dumnezeu cât de important să fim dispuși să-L întrebăm pe Dumnezeu, Doamne, unde vrei să mergem, acolo vreau să mergem. Am zis momente când poți să. Na, noi de obicei, când înainte să ieșim afară, stăm așa în atitudine câteodată. Când nu stăm, nu se întâmplă nimic, trebuie să mergem noi să căutăm, să nu știu ce. Dar când stăm înainte și ne gândim, na, Doamne, uite, ieșim afară, mergem, trebuie să mergem acolo. Dacă e ceva se întâmplă pe drum, fă, se întâmplă pe drum. Și eu de mult, am o grămadă de povești în care, pur și simplu, merg și se întâmplă chestii pe drum. Vin oamenii așa, mă întreabă de direcții, de chestii, de nu știu ce, de orice altă chestie și pregătiți așa, că zice, că Dumnezeu ne pregătește dinainte faptele bune în care să umblăm în ele. Dar trebuie să ne dorim să le facem, altfel nu vin. Deci nimic nu vine la Dumnezeu gratis. Trebuie să ceri. Asta e singura condiție ca Dumnezeu să-ți dea. Trebuie să ceri în credință, să știi că Dumnezeu vrea să-ți dea, vrea să-ți pregătească și o să-ți pregătească. Mai important e să nu le ratezi tu, trebuie să vezi. Na. Deci nu zic că le-am nimerit pe toate, a fost că ne-am ratat, a fost că mi-era frică, mă gândeam, bă, ce să zic, ce să ăsta, nu știu, nu ăsta și plecam în partea altă și pe aia regretam. Nu sunt prea multe, dar ales câteva și fiecare îmi dau seama cât ce potențial frumos putea să aibă și ce putea să facă Dumnezeu și mă enervează și vreau să devin mai bun, vreau mai multă îndrăzneală și vreau mai mult curaj și vreau să știu mai bine să vorbesc în așa fel încât să mă încred în Dumnezeu, să știu că El vorbește prin mine și nu trebuie să mă gândesc eu dinainte ce să vorbesc.
cum zice Iisus, să nu ne gândim înainte că o să ne dea Duhul Sfânt chiar în ceasul acela să vorbim exact ce trebuie și așa mai departe. Deci sunt momente când ratăm, da, toată lumea, dar trebuie să învățăm să vedem unde vrea Dumnezeu să ne trimită și na, e ceva super fain și încurajez pe toată lumea să încerce să caute chestia asta, pentru că poți să mergi să vorbești cu 100 de oameni și să nu nimerești nimic. Nu zic că e degeaba, în niciun caz nu zic că e degeaba, dar te ajută câteodată să mai dai de un exemplu din ăsta, cum zic așa, în care vezi activ cum Dumnezeu lucra dinainte și a pregătit anumite lucruri și tu ai venit și ai pus ultima piesă acolo și știi că și știi că ești implicat cu Dumnezeu, deci nu doar că faci lucru pentru Dumnezeu, știi că îl cunoști în timp ce faci lucruri, adică e relație în lucru care faci, nu doar așa să faci lucru pentru Dumnezeu și crezi că îl slujești și nu știu ce. Și poate lucrarea ta la sfârșit să fie arsă toată, pentru că nu-i voia lui Dumnezeu și așa mai departe. Deci nu zic, Dumnezeu ne zice clar, Iisus ne zice clar, mergeți și faceți. Deci dacă începi și faci, o să înceapă Dumnezeu să te rafineze în a-L căuta specific și în a-ți trimite lucruri și ne-a trimite între locuri, în locuri specifice și unde vrea să te folosească specific. Dar trebuie să înveți să faci prima oară, deja zic. Asta e pentru cine deja s-o gândit și o văzut și o făcut câte un pic și are cât de cât așa experiență și vrea niște rezultate mai eficiente, să zic așa. Deci, na, cam asta e ideea întreagă pe canalul meu, ce vreau să o transmit, e că trebuie să facem treabă și că trebuie să-L cunoaștem pe Dumnezeu. Deci cam asta, de cam despre asta e vorba. Mama, cine nu e de acord, na, nu. În fine. Sper să vă binecuvinteze și să înțelegeți că Dumnezeu vrea să ne pregătească lucrurile astea înainte și dacă suntem dispuși să-L căutăm, să-L întrebăm de ele, Dumnezeu o să ne le arate și o să ne le dea. Și e fain. În numele Iisus, rămâneți cu El și fiți binecuvântați.